A făcut muzeu din propria casă. Valentin Cojocar din orașul Briceni a colecționat atât de multe obiecte vechi încât nu mai are loc unde să le păstreze. O parte o colecționat bunelu, o parte o colecționat tata meu, o parte colecționez, e că am colecționat eu, am un fișor colecționează. Sunt lucruri foarte, foarte scumpe și dar n-am unde, uitați-vă că eu am ocupat tot casa. Colecția include mai multe lucruri, icoane, bijuterii, monede, haine, unelte de muncă, documente, urcioare, arme și multe alte obiecte. Cea mai veche armă din colecția domnului Cojocar este această sabie scitică, care datează din secolul VI înaintea erii noastre. În colecția domnului Cojocar se află și alte obiecte încă mai vechi decât această sabie, precum ar fi aceste topoare, cuțite și seceri din piatră. Este nevoie de un muzeu, spune Valentin Cojocar. De fapt, această întrebare a fost abordată într-un reportaj anterior realizat de televiziunea Canal X. Atunci autoritățile promiteau că vor găsi spațiu pentru muzeu. Acum însă lucrurile nu prea s-au schimbat, chiar dacă s-a discutat în cadrul Consiliului Orășenesc Briceni. Такого поняття, як подарити землю, нету. Просто одолжити тоже нету. Есть две формы: либо купить, а это очень дорого, либо арендная форма. Был другой вариант предложен в беседе. У нас есть здание в городе, ну, образно говоря, библиотечный комплекс или еще где сконцентрировано культурного направления. Поэтому дискуссия тогда вроде была прекращена, отложена, но на данный момент вопрос не реализован. Tatiana Nicolaescu, consultant în Direcția Patrimoniu Cultural, spune că problema spațiului ține de autoritățile locale. Ceea ce poate face Ministerul Culturii este de a constitui muzeul din punct de vedere juridic. Directorul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Mihai Ursu, spune că va susține procesul de deschidere a muzeului venind la fața locului. Suntem gata oricând să acordăm ajutor metodic referitor la organizarea acestui muzeu particular, dar e nevoie de găsit un spațiu, un local. Această problemă poate fi soluționată doar cu administrația publică locală. La fel și Asociația de Geografie și Etnologie informează că va sprijini deschiderea muzeului dacă va fi solicitată. Putem să susținem la nivel voluntar cu ce putem, adică organizarea atât a muzeului cât și promovarea și eventual contribuie la adresări la mai multe instituții și nu neapărat numai de stat. Atât Mihai Ursu cât și Dorin Lozovan au promis să se documenteze și să întreprindă unele măsuri. Iată cum comentează situația vicepreședintele Raionului Briceni, Aliona Babiuc, vis-a-vis de această întrebare. У нас есть два выхода из этой ситуации. Либо мы выделяем помещение и создаем там музей, либо мы отстраиваем музей заново. Но все упирается в то, что у нас нет места под этот музей. Вы же прекрасно понимаете, что музей должен быть в центре города. Мы же не выдвинем музей куда-нибудь на затворке. А в центре города у нас земля, увы, уже вся раскуплена. И вот мы до сегодняшнего дня находимся в поиске, где найти вот это вот место для того, чтобы отстроить музей. Valentin Cojocar speră că autoritățile vor fi receptive la acordarea unui spațiu pentru colecția sa. În nicio localitate din Raionul Briceni nu există un edificiu cu statut de muzeu, informează Serviciul Cultură Briceni.